Vă invit să ne ridicăm și să deschidem Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului, să auzim ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură, Cuvântul Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Roman, capitolul 5, primele 5 versete. Roman, capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Vă rog să ședeți. Lumea în care trăim parcă și-a pierdut orice speranță, orice nădejde. Nu simțiți asta? Alergăm și parcă ne-am speriat, nu știm unde merge. Trăim mai bine ca oricând și totuși parcă nu știm încotro merge. N-avem nicio direcție. Nu același lucru se poate spune despre copiii lui Dumnezeu. Mesajul meu din această seară vrea să vorbească despre un adevăr din viața noastră a copiilor lui Dumnezeu, a celor mântuiți. Acest adevăr, că în viața celui mântuit există o nouă nădejde, o nouă speranță, o speranță. Oamenii care nu l-au întâlnit pe Dumnezeu, trăiesc fără speranță. Două grupări de oameni. Sunt oameni care, nu, spune Biblia, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Dacă nu este Dumnezeu, dacă nu ne încredem în Dumnezeu, dacă nu avem o relație cu El, speranța de viață este până mâine când vom muri. Ce te mai așteaptă? Și perspectiva vieții de aici, de pe pământ, este atât de în jos, atât de scurtă, atât de fără nicio direcție, fără niciun sens. O, nu-i tot așa cu copiii Domnului. Care au deschis Sfânta Scriptură și au auzit un mesaj, un mesaj plin de speranță. Mesajul Evangheliei este un mesaj plin de speranță. Amin. Este cineva nemântuit aici astăzi? Acum seara. Și la cine să facem evanghelizare? Nu facem evanghelizare în seara aceasta. Toți sunt mântuiți. Toți sunt copiii Domnului. Slăbiți să fie Domnul. Nu aș putea veni în fața fraților mei din biserica locală, de aici, cu un alt mesaj decât cu un mesaj de speranță și de încurajare. Lumea din jurul nostru ar face orice să zdrobească speranța din sufletul nostru. Să o ia, să o zdruncine, să ne tulbure. Dar îi mulțumim Domnului că cel puțin o dată pe săptămână venim aici. Ce să auzi aici? Un mesaj de speranță, de încurajare, de îmbărbătare. Fie ca Domnul să aducă prin ceea ce mi-a pus pe inimă o încurajare, o îmbărbătare. Pentru fiecare copil al Domnului care ați găsit de bine să fiți aici. Sora Pustea, de ce ați venit astăzi seara aici? Te bucur când vezi pe ceilalți. Eu ne mai spun la cei care nu vin. Uitați-vă numai la Sora Pustea și gândiți-vă, o venim la vârsta dânsă aici. Și se uită după tine și nu te vede. Și câtă durere poate avea suflet. Te bucur de fiecare pe care îl vezi aici, nu? Pare rău pentru fiecare. Am venit în casa Domnului și ăsta e rolul părtășiei frățești. Să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm unii pe alții. Am găsit câteva pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre această nouă speranță pe care copilul lui Dumnezeu are și cu care poate merge înainte. În Efeseni capitolul 2, versetul 12-14 ne spune că înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eram și noi, fără Hristos, străini de legămintele făgăduinții, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Fără. Străini. Așa am fost fiecare dintre noi. Și așa sunt oamenii care încă nu l-au pe Domnul. Dar, atunci când l-am primit pe Domnul,
acum joi seara am citit exact pasajul din 1 Petru, capitolul 1, la care vă invit să privim 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. Care spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. La o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji și păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Numai speranță, numai promisiuni mărețe. Un fel de oameni și altfel de oameni. Dar de ce să vă vorbesc despre speranță? Aveți nevoie? Da. Avem nevoie? Da. Avem nevoie. Spuneam, tot ce e în jurul nostru ne face să ne descurajăm. Și asta simt mai mult. Asta simt mai mult. Avem de toate. Suntem mai bogați ca niciodată, mai binecuvântați material ca niciodată, nu ne lipsește nimic și totuși nu avem bucurie și speranță și încredere pentru viitor. Și am ajuns și noi, chiar cei credincioși, să ne punem capul în pământ, să ne uităm mereu la lucrurile de aici, să ne copleșească această privire în jos și să ne uităm în sus, spre Cel care ne-a dat speranță nouă, ne-a dat o binecuvântare nouă în viața noastră de credință. Am să încep cu prima speranță pe care o avem și siguranță și nădejde nouă pe care o avem. Am mai predicat predica asta și la Făurești. Acolo se potrivea bine. Erau aproape toți bătrâni. Aproape toți bătrâni. O nouă speranță înaintea morții. Moartea e cel mai mare dușman al nostru. Vă teme și moarte. Nu mai trebuie să trăim. Nu? Să ajungi să nu-ți mai fie teamă de moarte. Dumnezeu să-ți dea ceva, să te facă să crezi ceva, să pună în sufletul tău ceva care să te facă să privești cu alți ochi moartea. Cel de mântuit nu are. Produce groază. Unul ar vrea să mai trăiască și într-un călcior cu rotile și neputincios și legumă să mai trăiască. Nu? Ați văzut? Mai trăiesc. Unii care nu au niciun simțământ. Dar mai țin în viață. De ce? Este teamă de moarte. De moarte, de consecința, de ce se întâmplă după moarte. Ar vrea să mai trăiască oameni. Și dacă nu au o viață frumoasă, și dacă nu au o viață binecuvântată, oamenii se leagă de această viață și urăsc moartea. Și le este teamă de moarte. Sunt două pasaje pe care vreau să le citesc din Apocalipsa, referitoare la moarte. În primul capitol din Apocalipsa, versetul 17 și 18. Spune așa: Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El mi-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu. În vece vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cine e acela care vorbește? Nu Iisus Hristos. Mântuitorul nostru. Domnul nostru. La El sunt cheile morții. Și ale locuinței morții. Nu te teme. Crede în cuvintele Lui și nu ne teme. Dacă ne-am lipit inima de El, dacă El este în noi, El spune, am fost mort, dar sunt viu. Cel care este viu în vecii vecilor, va avea grijă ca fiecare dintre noi să experimentăm aceeași realitate. Dacă El a înviat din morți, de ce Lui îi va învia și El odată, la vremea potrivită. Și am să mai citesc și Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11 la 15. Din urmare,
viață te tem de moarte. Dacă nu ai viață veșnică. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel, pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Asta e finalul morții și locuinței morților. Asta e finalul oamenilor care nu au viața veșnică. Cine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat unde? În locul care a fost aruncată moartea și unde e locuința morților. În iazul de foc. Dacă n-ai viața veșnică, trebuie să te temi de moarte. Dacă nu ești scris în Cartea Vieții, Mielului, vei experimenta nu doar moartea asta. Nu despre asta e vorba. Ci a doua moarte. Despărțirea veșnică de prezența lui Dumnezeu. Va exista această realitate. Și cred că de aceasta le este mai teamă celor mai mulți. Dar nu e suficient să-ți fie teamă, dacă nu și ei măsuri, să scap de consecința ei. De moartea aceasta, unii aleargă la ea și chiar își iau viața și permit să facă lucrul acesta. Dar va fi o zi a judecății, când, pentru veci de veci, cine nu este scris în Cartea Vieții, va fi aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Asta se întâmplă cu cei care n-au speranță. Dar noi avem nădejde, noi avem speranță. Și vă invit să îl ascultăm pe Apostolul Pavel. El ne învață și ne îndrumă și ne sfătuiește să ne încurajăm unii pe alții. Și ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, următoarele cuvinte. De la versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Fraților, nu vă întristați ca și cei care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, da, unii pe alții cu aceste cuvinte. Mângâiați-vă, da, unii pe alții. Fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Mângâiați-vă unii pe alții. Există speranță pentru cei care sunt ai Domnului. Moartea nu-i decât un loc în care cel care este al Domnului se mută să fie pentru totdeauna împreună cu Domnul. Slăviți să fie numele Lui pentru asta. Ai nădejde aceasta, ai siguranța aceasta. Uită-te cu alți ochi la moarte și încurajează și pe alții care se găsesc probabil în teamă, în fața morții. Domnul Iisus spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în mine? Mă spune să nu în casă. Zice stare. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-a fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu și voi. Slăviți să fie Domnul.
În fața morții ți se poate tulbura inima. Dar ce te așteaptă pe tine? Iisus însuși spune, pregătesc un loc ca unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Pe copilul Domnului, moartea lui poate tulbura. Este o binecuvântare. Pavel zice, mai bine acolo, nu? Mai bine acolo. Am dorit să se mute acolo. Să nu ni se tulbure inima. Domnul să ne binecuvânteze cu asemenea speranță. O nouă speranță în fața morții. De la un fel de a ne raporta la moarte și la viață, la un nou fel de a ne raporta la viață și la moarte. Mântuitorul nostru este victorios asupra morții. A biruit moartea și boldul morții, păcatul. Că noi murim din cauza păcatului. Și păcatul a fost biruit la Golgota, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și când Hristos ia păcatele asupra noastră, noi nu mai suntem condamnați din cauza păcatului. Cel care este în Hristos a fost împăcat cu Dumnezeu. A fost sfințit. A fost curățit de orice vină. Și El stă liniștit în fața morții cu o mare speranță. Există speranță pentru cel credincios. Dușmanul omului, moartea, are drumul ei împreună cu cel care a adus-o. Și-o pricinuit-o. Diavolul a venit, l-a izbitit pe om, a păcătuit omul și din cauza păcatului a venit moartea. Unde va fi el, acolo va fi și moartea, și păcatul, și orice. Și noi vom uita de lucrurile acestea când scumpul nostru Mântuitor, în finalul istoriei, va face un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să vi se fie numele Lui pentru asta. Amin. O nouă speranță în trăirea de zi cu zi. Cum e viața dumneavoastră? Poate, Daniel. Grea, urâtă. Ești credincios. Ești copilul Domnului. Cum ți-ai caracterizat viața ta? Ce ne-ai spune celor din jurul tău despre viața ta de când ești la Domnului? Suntem tentați să spunem ca toată lumea, să ne plângem. Dar viața celui credincios este diferită. Aleluia! Viața celui credincios care umblă cu Domnul, care are Duhul lui Dumnezeu în el, care este unit cu Hristos, nu poate să fie decât o viață de biruință. O viață frumoasă. O viață de împlinire sufletească. Aleluia! Trăiți o asemenea viață. Ajută-ne, Iisuse! Slăviți să fie Domnul. Pentru cei care au această convingere că Domnul a fost gata să meargă la moarte. Și așa spune că și-a urât viața. În sensul că nu o vedea atât de importantă de dragul Domnului. Viața cu Domnul este o viață plină de speranță. Există în cel credincios putere de a trăi o viață nouă. Ne-am notat un verset sau două versete din Roman capitolul 8. Roman capitolul 8, versetul 8 și 9. Vom putea noi trăi o viață diferită? O viață binecuvântată? Roman capitolul 8, versetul 8 și 9. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă Domnului sau lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva, Duhul lui Hristos nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Acum, dar, nu mai este nicio osândire, primul verset din același capitol. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Viața cu Hristos este o viață de biruință. Spuneam la studiul biblic de joi, mântuirea noastră are de-a face și cu biruința asupra păcatului. Suntem mântuiți de puterea păcatului. Fratele Mihai Ferică, hai să te iau puțin de exemplu. Spune-ne cum ai biruit păcatul. Mihai lucra la mine la firmă. Am fost colegi înainte și la trusul de construcții. Când s-a pocăit. Și îmi spunea Mihai, în
casă la noi, toate erau curate. Toți banii care am făcut, în toate felurile în care am făcut banii, la jocuri de cărți, nu? Tot felul. Îi beam toți și stricam toți. Și băteam nevastă. Cum te-ai oprit? Versetul 5, din capitolul 5, din Roman. Citește. Al Romanului, ăla m-a făcut că inima asta nemurtară, mizerabilă, poate intra Duhul lui Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Se poate dintr-o dată să schimbi viața. Se poate să trăiești altfel. Există acest adevăr. Atunci când vine Hristos în viața noastră, când vine Dumnezeu în viața noastră, când vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, avem siguranță, speranță pentru un nou fel de viață. Când soțul și soția sunt copiii Domnului, se pun pe genunchi împreună și se roagă. Cer copiii de la Domnul. Îi învață legile Domnului. Îi învață morală creștină. Îi învață să-L laude pe Domnul. Armonie. Atmosferă frumoasă. Orice problemă ar veni în viață, ai la cine alerga. O nouă perspectivă pentru viață. Este speranță pentru orice copil al Domnului să trăiască o viață frumoasă, o viață binecuvântată. Nu vă spun povești. Este realitatea pe care o trăim fiecare dintre noi care ne trăim viața în Hristos. Și împreună cu Hristos și cu Duhul Sfânt care ne călăuzește viața de zi cu zi. Poate trăi cineva care n-are putere de la Dumnezeu, o astfel de viață, nu crede. Dumnezeu binecuvintează viața noastră. Viața celui credincios este o viață trăită în unire cu Hristos. Rostim de atâtea ori acest adevăr. Uniți cu Hristos. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă pița este luată din mlădiță, sau mlădița din pița, n-a aduce roade. Nu poate. Unirea noastră cu Hristos. Credeți realitatea aceasta? Că e simplu de zis. Dar să trăiești asta. Să știi că tu ești unit cu Hristos. Oare cum se realizează asta? Cum funcționează? Cum funcționează unirea noastră? Cei ce trăiesc asta găsesc binecuvântare. Nu știu să explic. Eu nu știu să explic. Cum înseamnă. Dar Hristos promite asta. El vine în noi. Eu în ei, tu în mine, noi. Atunci când ne-a făcut copii ai săi, nu ne-a lăsat așa. Gata, v-am întâi, încercați să trăiți viață. Încercați să trăiți în sfințenie. Încercați. Nu! Și gata, toată puterea. Și ne-a dat tot sprijinul și ne dăruiește în fiecare zi tot sprijinul să trăim o viață sfântă. O nouă speranță pentru trăirea de zi cu zi. Vom putea birui. Vom putea trăi sfânt. Vom putea trăi după voia lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții noastre. Poate ți este teamă. Te vezi slab, te vezi neputincios, te vezi ispitit și ți-e teamă că vei cădea în ispită. Nu mai fi de așa. Crede în puterea Domnului. Domnul are grijă de copiii săi. Amin. Să trăiești călăuzirea Duhului Sfânt al Dumnezeu. Amin. Cu Hristos în tine și sub călăuzirea Duhului. Acum, Duhul, Domnul Iisus Hristos le-a promis ucenicilor să stea, să aștepte și va trimite Duhul Sfânt al Său, care să ne învețe, să ne mântuie, să facă totul cu noi are de-a face, să ne descopere pe Hristos, să-L facem, să-L cunoaștem, să-L iubim mai mult pe Hristos, să ne certe, să ne mustre, să ne învețe. Tot ce trebuie să facă cu noi pentru viața noastră, nu a celor din lume, a celor ce suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a lăsat singur. A pus Duhul Său în noi. Poate ești încăpățânat sau sunt încăpățânat și Duhul spune, fii mai bun. Nu te mai enerva. Iartă pe fratele, alte lucruri de felul ăsta. N-ascult astăzi, n-ascult mâine. Și ajungi să intri în conflict cu Duhul Sfânt. Și nici să nu mai auzi. Care e în tine?
Să-l stingi. Poate nu mai pasă, dar Dumnezeu este preocupat ca niciunul din fiii săi să nu trăiască o viață de neascultare. Și va găsi metodele prin care să ne îndrume și să ne îndrepte din nou spre ascultarea și călăuzirea Duhului Sfânt din viața noastră. Va folosi poate părtășia frățească. Un alt aspect frumos al vieții de credință. Există speranță pentru noi în părtășia frățească. Nu știu cum sunteți voi. Mie mi-este drag de câte ori vin aici să vorbesc cu voi. Mă pot uita în ochii fiecăruia și mă uit cu drag și curc ochii așa mereu, dintr-o parte, într-alta și îmi place să mă uit în ochii fraților mei. Nu cred că e la întâmplare părtășia frățească lăsată de Dumnezeu. Suntem chemați mereu să ne încurajăm unii pe alții. Să-și găsească frații tăi din biserică, surorile tale, un punct de sprijin în tine. Să aibă îndrăzneală să vină la tine și să-și spună durerea, necazul, bucuria. Amin. Părtășia frățească este ceea ce face Domnul pentru noi, pentru trăirea de zi cu zi. Astăzi tu ești lovit, tu ești întristat, tu ești prin groapa ta și celălalt frate de lângă tine, din pe munte. Te poate lua de mână și te trage după el. Mâine îți vine rândul tău să fii groapă. Că așa e viața. De câte ori ajungem pe munte, începem să fim mândri. Care n-ați experimentat asta? Suntem bine. Și nu mai veghem. Nu mai suntem atât de preocupați. Și atunci trebuie coborât iară în vale și să ne smerim și să ne apropiem mai mult de Domnul. Și părtășia frățească lucrează în felul acesta. În adunare, între noi aici, ar trebui să fim mereu atenți unii la alții. Să nu ne lăsăm nici pe unul în spate. Să nu ne lăsăm nici pe unul pierdut. Iisus dă pilda celor 100 de oi, nu? Una nu mai pierdută. O lasă Iisus pe aia. Părtășia frățească despre asta vorbește. Cele 99 sunt siguranță. Sunt toate aici. Au pășuni verzi, ape de odihnă, dar una e rătăcită sărată. Le lasă pe toate și merge până o găsește. Părtășia frățească are rolul acesta de a ne da putere să ne încurajăm mereu unii pe alții. În rătăcirile noastre să fim căutați mereu și aduși din nou în relație cu Domnul. Speranță pentru viața de zi cu zi a celui credincios. Există speranță și este siguranță. Suntem sub protecția Tatălui Ceresc. Care pune Biblia dacă îmbracă crinii și dacă dă de mâncare la răbiuțe, cum nu ne va da și nouă? Dumnezeul nostru e Tatăl nostru. Aleluia. Dumnezeul nostru e Tatăl nostru. Poate ar trebui să ne gândim mai mult la asta. Noi nu stăm în fața unui Dumnezeu de care să tremurăm, ci El ni se prezintă și ne spune că El așa se poartă față de noi, ca Tatăl nostru. Tatăl nostru cel ceresc. Nu știe că aveți trebuință. Dacă voi care sunteți așa dați, știți să dați daruri bune, cu cât mai mult Tatăl nostru cel ceresc. Viața noastră a copilului de Dumnezeu este binecuvântată de protecția și de binecuvântarea și de ocrotirea Tatălui ceresc. Amin. Noi avem de-a face cu un Tatăl ceresc după ce am fost mântuiți. Și viața noastră n-ar trebui să fie cu îngrijorări, n-ar trebui să fie cu temeri, ar trebui să fie plină de speranță. Bine. Și mâine o să-mi poarte de grijă Tatăl meu. Mă interesează pe ce o să mănânce mâine, cum se va îmbrăca, ce haine să-i pun pe rebeni. Nu. Pe Daria, nu. M-a interesat. O să-ți cumpere mâine mâncare tata. Să facă mama mâncare. O să ai ce? Se bizuie pe tata. Ne bizuim pe tata când suntem copii. Nu ne interesează nimic. Nu ne pasă de nimic. Veni pe Nicoleta, sigur că dar atunci tatăl, dar el îl cunoaște bine. Uite că dacă noi nu ne...
Dacă noi care suntem așa, nu prea știm noi cum să rezolvăm problemele. Biblia spune, dacă voi care așa sunteți oameni, cu slăbiciuni, Tatăl nostru știe de ce avem nevoie. O, dragii mei, ar trebui să experimentăm mai mult această încredere în Dumnezeu. Cred că în toate domeniile, ziua de mâine e o necunoscută. Sub toate aspectele. Sănătate, bani, orice. Așa de mult nu știi ce se întâmplă în mine. Aproape sigur că nu știi. Nu-ți poți pregăti nimic pentru mâine. Să fii sigur că așa va fi. Dar cât de frumos e să știi că cineva poartă de grijă. Și asta e Tatăl tău. Trăiește-ți viața așa. Pentru fiecare zi. Pentru fiecare zi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. A învățat poporul evreu să umble Hristos cu Dumnezeu în pustie pentru câte o zi. Pentru câte o zi. Pentru câte o zi. Slăviți să fie numele Lui. Că va purta de grijă fiecărui copil al Lui. Și ție și mie. Să ne credem, să ne bucurăm de lucrul acesta. Și am să închei. Cred că am vorbit deja prea mult. Am fost atenționat acasă să nu vorbesc mult. În al treilea rând, o nădejde vie în privința eternității. Am întâlnit, din păcate, mulți credincioși care nu sunt siguri de viața veșnică. Am zis credincioși. Pocăiți. Am să citesc, sau să citesc 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11, 12 și 13. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11, 12 și 13. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veche. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți. Ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Cred că nu-i mai mare jignire din partea unui credincios, a unui copil al lui Dumnezeu, decât să nu fie sigur de viața veșnică primită în Hristos. Nesiguranța sau teama că nu are vorbește despre noi o neîncredere în lucrarea de mântuire perfectă și completă. Făcută de Dumnezeu în jertfirea Fiului Său la Golgota. Acolo Hristos a strigat, s-a sfârșit. Tot ceea ce trebuia făcut pentru iertarea păcatelor noastre. Pentru ca eu și tu să ai viață veșnică, să fii iertat de păcate, să fii împăcat cu Dumnezeu, s-a făcut. Atunci când eu mă încred în acea lucrare, am viața veșnică. Amin. Veșnică se numește. Viață veșnică. Când cineva este născut din nou, primește viața veșnică. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Nu am câștigat-o. Nu ne-am mântuit noi. Să fie teamă. Nu. Ci conștient de acest adevăr, de această realitate, să trăiesc ca atare. Ca unul care voi petrece veșnicia în prezența lui Dumnezeu și care trăiesc deja această viață veșnică. Când începe viața veșnică, noi am vorbit mult pe aici despre asta. Când începe viața veșnică? După moarte? Ziceți. Când începe? Când suntem născuți din nou. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre, dar ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Viața veșnică în noi începe atunci când suntem aduși la viață împreună cu Hristos. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Așa spune în Efeseni capitolul 2. A început Dumnezeu și a dăruit viață veșnică în fiecare dintre noi care suntem copii Domnului. Ai siguranță? Sau trăiești de 2 ani?
să trăiți cu siguranță. Amen. Vă încurajez să trăiți cu siguranță. Siguranța că ai viața veșnică nu te va face să fii delăsător. Ce te va face să fii preocupat de acea viață? Viața veșnică trece peste moarte și ține până în veci de veci. Că de aceea se numește veșnică. Și vei trăi o asemenea viață. Vei începe să trăiești asemenea viață cu perspective spre acea zi minunată și glorioasă. Credința în Iisus Hristos aduce pace în viața noastră, pace cu Dumnezeu, aduce părtășia noastră cu El. Poate n-ai pace. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu, dacă nu ești sigur, înseamnă că nu ai crezut cu adevărat. Era discuție în comitet și cineva a pus întrebarea, dacă cineva nu e sigur de viața veșnică, ce? Ce înseamnă? Am răspuns, înseamnă că nu crede. Pentru că siguranța vieții veșnice vine numai pe baza credinței noastre pe Dumnezeu. Pe ce ți-ai bazat-o? Pe ce faci tu? Pe ce fac eu? O, dacă pe asta sigur nu avem. Dacă ar fi pe ce facem noi, pe ce am putea adăuga noi la ce a făcut Hristos, sigur o pierdem toți. Trăiești cu speranța și mi-am mai spune speranță, siguranța vieții veșnice. Trăiești cu siguranța vieții veșnice. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie are un asemenea mesaj. Ce zice? Să vă predic o Evanghelie care v-ar spune Dumnezeu m-a mântuit, dar nu-i sigur. Dacă. O să putem. Dacă v-aș vorbi despre nesiguranță. Dacă cuvântul Domnului a vorbit despre nesiguranță. Ați mai venit pe aici? Nu știu dacă cineva ne-ar asculta. Dacă am transmite un mesaj de nesiguranță. Dar noi ne vizuim pe lucrarea lui Dumnezeu, care e sigură, care e bine primită de Tatăl, moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui dovedesc că jertfa aceea a fost semnul și învierea Lui Hristos a fost semnul că Dumnezeu a primit jertfa Lui pentru iertarea păcatelor noastre. Și noi avem siguranța că acea lucrare a fost bine primită de Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iisus spune lucrul acesta, Ioan 5,24. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ai trecut din moarte la viață? Ești viu pentru veci de veci? Ești a Domnului. Bucură-te de asta. Cred că prea mult ne pune capul în pământ. Ne uităm la lucrurile de aici. Ne frământăm cu ele de aici. Pentru că nu avem mintea mai mult legată de ceea ce urmează, de ceea ce ne așteaptă. Sau de fapt ceea ce a început. Ceea ce a început Dumnezeu în noi și El promite că va duce la bun sfârșit. Această bună lucrare pe care a început-o o va desăvârși. Și își va prezenta mireasa sa, biserica sa, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, înaintea Tatălui Ceresc. Am mai notat și alte versete. Nu aș vrea să insist foarte mult asupra acestui adevăr. S-a vorbit mult aici. Să ai speranță, să ai siguranță că lucrarea lui Dumnezeu este categoric binevenită și viața ta este asigurată în Iisus Hristos. Ioan 10, 28-30 spune următoarele. Afișez tu? Ioan, capitolul 10, versetul 28-30. Eu le dau viața veșnică. În viață nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl mă răspund. Eu spun referitor la aceste versete. Când Dumnezeu are un plan și face un lucru, ce nu poate opri? Să duc la îndeplinire. Ce poate opri? Nu ne-a mântuit nici pe unul dintre noi ca să ne piardă. Dumnezeu nu-și face fii pe care să-i deși moștenească. Noi vom moșteni împreună cu Fiul Său iubit, Domnul Iisus Hristos.
și vom împărtăși împreună cu El gloria și slava. Este bucuria Tatălui să aducă pe mulți fii la slavă. Și este planul lui Dumnezeu să mântuiască oameni, dacă ar pierde pe câte unul pe drum. Ăsta e Dumnezeu nostru? Nu cred. Eu cred, din cuvânt, că Dumnezeu nu va pierde nici pe niciunul dintre cei pe care i-a mântuit. Pe cei pe care îi sunt în mâinile Lui. Și spune, sunt mai multe pasaje care vorbesc despre acest adevăr. Suntem în mâinile și în palmele Domnului Iisus Hristos. Suntem rodul suferințelor Lui Hristos. Și suntem dăruiți de Tatăl din Cer, Fiului, pentru ascultarea Lui de la cruce. Viața noastră îl onorează pe Dumnezeu. Suntem făcuți să slujim drept laudă slavei Harului Său. Falimentează Dumnezeu cu cineva dintre noi? O, dragul meu, încrede-te în planurile lui Dumnezeu. Încrede-te în scopul lui Dumnezeu. El își va duce la îndeplinire. Spune, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu pe de-o parte și spune, nimic nu ne poate smulge din mâna Lui. Nu ne poate smulge din mâna Lui. El va sta cu dragostea Lui în continuare peste noi. Și ai face când te-ai rătăcit și ai păcătuit în viața ta. Ce ai ales să păcătuiești tu, copilul Domnului? Dacă n-ar sta Domnul în continuare cu dragostea Lui. Dacă n-ar sta Tatăl Fiului risipitor să-și aștepte Fiul să se întoarcă. Unde să fugi? Poate te găsești într-o rătăcire. Poate mă găsesc uneori departe de Domnul. Nu mă poate determina nimic mai mult și nu mă poate împinge nimic mai mult de la spate decât această încredere în împlinirea planurilor sale. Să fug din nou la Tatăl. Să fug din nou să-mi cer iertare. Nu e o încurajare pentru păcat, ci o încurajare la treile sfințenie. Iubirea Tatălui ne obligă să stăm mai aproape de El. Să ne încredem mai puternic în El. Să-L iubim mai mult. Să ne arătăm dragostea față de El. Există speranță veșnică pentru eternitate în viața copilului Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămânem ancorați puternic în cu această încredere în El. Am să închei cu o imagine frumoasă tot din Apocalipsa. Capitolul 21 de la versetul 1 la 7. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile de întâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Asta e perspectiva noastră. Ești mireasa lui Hristos. Ești mireasa lui Hristos. A venit după noi, a coborât în lumea noastră, ne-a cumpărat un preț scump cu sângele Său. Glorie Lui. S-a dus să ne pregătească un loc. Ca unde El să fim și noi. Ajută-ne. Și spune aici, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi cu ei, ei cu El. O, vă închipuiți, reușiți cu mintea, prin credință, să vedeți acea scenă frumoasă a noului Ierusalim, în care în mod minunat și miraculos, noi vom fi cu El. Mireasa Lui. Mireasa Lui. Sigur vine după noi. Sigur nu ne lasă aici. Suntem mireasa pe care e gata să vină Hristos. O nouă speranță, o nouă siguranță. Hristos, Mântuitorul nostru, își va împlini toate promisiunile pe care le-a făcut copiilor Săi. Promisiuni pentru viața de aici,
și pentru viața viitoare. Slăvit să fie numele Lui, pentru că nu ne lasă în teamă, ci în siguranță. Amin.